Antrenorul Mircea Bolba a declarat că a reținut în lot cei mai valoroși cadeți și juniori de la club și că speră ca băieții să demonstreze că oricând se poate conta pe ei și la echipa de seniori, iar în finala cupei să reușească un meci bun și bineînțeles să obțină trofeul. Lotul l-am definitivat și dimineața ne vedem la stadion. Sper că mă pot baza pe toată lumea. Nu va fi un meci ușor. Oarul a demonstrat că e cea mai bună echipă din Liga 4, se pregătește pentru baraj și sunt convins că vor face tot posibilul să câștige. A spus Bolba care deocamdată a să dea detalii despre numele jucătorilor săi. O să aflați numele lor dimineață. Nu e niciun secret cred, dar vreau să fiu sigur că cei la mine pe foaie va fi și în realitate a punctat Bolba. De partea cealaltă, Sumeșoar vine după victoria din finala Ligii A4 -a, iar președintele George Maiorceac declară că e normal să-și dorească eventul. Am câștigat campionatul normal că vrem cupa și la labărea sperăm să închidem cercul victorilor din finale, a punctat Maiorceac. Finala cupei României, faza județeană dintre Olimpia și someșoar, va fi arbitrată de careianul Dragoș Bogdan, ajutat la cele două margini de Tomaș Copriva și Alexandra Șerbănoiu.